Aș vrea să medităm împreună la cuvintele Psalmului 23. Un psalm foarte cunoscut. Un psalm pe care majoritatea dintre dumneavoastră îl știți pe de rost. Un psalm din care s-a predicat mult. Eu însumi am ținut mai multe predici. În dimineața asta m-am oprit asupra acestui psalm și aș vrea să medităm la acest cuvânt al lui Dumnezeu, să vedem câteva lucruri importante pentru noi. Am căutat să dau un titlu mesajului și unul din titlurile acestea pe care aș vrea să le dau este: ce face păstorul în viața noastră? Ce face păstorul Domnul Iisus în viața noastră? Atunci când noi îl avem ca păstor, în cuvântul lui Dumnezeu ni se arată că el face lucruri mari. Vedeți, Domnul Iisus, el personal s-a prezentat ca păstor. Observați în Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, în versetul 11, el se prezintă spunând: eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. În versetul 14, eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Aici este ceva foarte important, vedeți? David spune: Domnul e păstorul meu. Uitați-vă cu câtă siguranță face el această afirmație. El nu spune: Domnul e păstorul. Putea să spună. El putea spune: Domnul este păstorul lui Israel. Că e scris că Domnul e păstorul lui Israel. Dar el spune: Domnul e păstorul meu. Este ceva foarte important. Aici trebuie să privim împreună. Că de aici pleacă totul. Dacă Domnul e păstorul nostru, atunci noi beneficiem de toate lucrurile pe care le face El ca păstor. Lucruri menționate în Psalmul 23. Observați acolo în versetul 14 din Ioan 10. Dați-vă bine. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile. Și mai spune ceva acolo. Ele mă cunosc pe mine. Este foarte important. Vedeți, aici e relația. Aici e secretul. Și ar fi dureros să cânți despre Iisus cum e colindul ăsta așa frumos. E Iisus păstorul mare. Turmă ca el nimeni n-are. Nu? Să cânți și să nu fie păstorul tău, consider că e o dramă. Însă atunci când Iisus e păstorul nostru și avem acea relație cu El, beneficiem de tot ce face păstorul, așa cum spune Psalmul 23. David este omul care a experimentat aceste lucruri. Și în momentul în care el spune toate acestea, noi trebuie să credem că el le-a avut în viața lui de zi cu zi. El a avut o relație deosebită cu Dumnezeu și de aceea a putut spune: Domnul e păstorul meu. Să cânți despre Iisus, să vorbești despre Iisus și să nu-L ai ca păstor în viața ta, ar fi, spuneam, o mare dramă, o mare tragedie. Mi-au aminte și exemplul ăsta, știți, de acel actor care își avea o zi deosebită și aniversa ieșirea la pensie și a invitat pe mulți din prietenii lui, din colegii lui. A fost o zi deosebită, o zi în care au stat acolo împreună, au depănat amintiri, au povestit și așa mai departe. Printre invitații, el l-a chemat pe un slujitor al lui Dumnezeu care
era foarte cunoscut, erau prieteni din copilărie, amândoi au umblat la școală duminicală, însă drumurile lor, vedeți, s-au despărțit. Unul a ajuns actor, celălalt slujitor al Evangheliei. Și la acea masă festivă, la discuție, la un moment dat i s-a cerut acestui actor să spună ceva el din, știu eu, repertoriul lui, să recite sau ce gândește el. Aveau ei dorința asta. Până la urmă, el a ales să recite Psalmul 23. Și l-a recitat așa de frumos, încât toată audiența l-a aplaudat. Un ropot de aplauze s-a putut auzi în sala aceea. Toți bucuroși de modul cum omul acesta, uzând de toate procedele alea retorice, le-a folosit și a recitat acest psalm. Dar el, înainte de a recita psalmul acesta, a spus că are o dorință, ca prietenul lui din copilărie, să spună și el ceva la acea întâlnire. Și acel slujitor al Evangheliei avea o Biblie la el, s-a dus acolo în față, a avut cuvinte de apreciere la adresa acestui coleg de-a lui, de modul cum a recitat, și el a spus: acest psalm îl folosesc deseori, când mă duc la căpătăiul unui muribund, când cineva pleacă din viața aceasta, când cineva se confruntă cu probleme deosebite în viața lui, eu deschid Biblia și citesc acest psalm. Acest lucru îl voi face și acum. Deschizând Biblia, slujitorul a început să citească. Și-a citit până a încheiat psalmul. În sală s-a așternut așa o liniște, dar o liniște în urma unei cercetări pe care Dumnezeu a lăsat în locul acel. Și la un moment dat, oamenii aceia care nu era oricine, și-au îndreptat privirile spre actor. Și el a citit întrebarea de pe chipurile lor. Întrebarea era: spune-ne, care e diferența? Tu, cu alte cuvinte, ai recitat așa de frumos psalm. Slujitorul ăsta l-a citit. Dar uite, pe tine te-am aplaudat, iar acum, cred că erau lacrimi care brăzdau obrajii oamenilor care erau acolo, alții simțeau așa o stare mai deosebită, nu se așteptau la așa ceva. Și actorul s-a ridicat și a spus: știu care e întrebarea dumneavoastră, care e diferența? Și el a fost sincer și a spus așa: diferența dintre mine și acest slujitor este că amândoi am făcut referință la Psalmul 23, însă diferența e că eu știu psalmul, dar el îl știe pe păstor. Înțelegeți? Asta e diferența. E atât de important în viața asta, scumpii mei, să-L cunoaștem cu adevărat pe păstorul mare, că El e într-adevăr păstorul mare și turmă ca El nimeni n-are. Acesta e Domnul Iisus. Mărească-i se numele. Atunci când îl avem pe Iisus ca păstor, scumpii mei, observați, avem parte de câteva beneficii. El face lucruri deosebite în viața noastră. Întâi de toate, primul lucru este că ne oferă tot ce are nevoie sufletul nostru. El ne oferă tot ce are nevoie sufletul nostru. Pentru că observați aici, spune: nu voi duce lipsă de nimic, mă paște în pășun verzi, mă duce la odihnă și mă înviorează sufletul. Le observați, toate sunt legate de suflet, că doar noi nu paștem, nu? Ci e aici la figurativ și ne spune că sufletul are nevoie.
de hrană, are nevoie de, și sufletul nostru să-i fie potolită setea. Și observați, în Psalmul 107, în versetul 9, este scris că și el a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Vedeți, Dumnezeu vrea în mod deosebit să se ocupe de sufletele noastre. Numai că unii nu înțeleg nevoia reală a sufletului. Aduceți-vă aminte că e o pildă rostită de Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia după Luca, la capitolul 12, începând cu versetul 15, Domnul Iisus, în urma unei situații, când cineva vrea neapărat să îi se rezolve problema moștenirii, cu pământul, cu acele probleme pe care le aveau ei ca frați, cu nemulțumirile lor, Domnul Iisus începe să spună, apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și apoi urmează o pildă, țarina unui om bogat, rodise mult. Trecem așa, rapid, coștiți, și ajungem la punctul acela când el spune că își va face hambarele mai mari și își va strânge roadele și apoi spune așa, și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, observați, odihnești, mănâncă, bea și veselește. Observați, era vorba de suflet. Numai că el n-a înțeles nevoia reală a sufletului. El a gândit că sufletul depinde de bunătățile lui. Depinde de lucrurile acestea materiale. Dar uitați-vă câți oameni s-au dus în zilele astea și de sărbătoarea nașterii Domnului să se hodinească. Nu? Cum zice Moroșanu, bună hodină. Nu? Pensiuni pline. Resorturi din astea importante din lume. Unii au plecat. Cine știe cât de departe, nu? Să caute odihnă. Ce David parcă n-a avut unde să se odihnească și spune, o, dacă aș avea aripile porumbelului, a zbura până undeva departe ca să găsesc odihnă. Observați, aici putem desprinde că omul are nevoie de odihna sufletului pe care nu o poate da decât Domnul. Are nevoie de hrană pe care o poate da doar Domnul. Setea aceea a sufletului nu poate fi potolit decât de Dumnezeu. Și când omul caută lucrurile acestei lumi, lucrurile acestea nici de cum nu pot să-i ducă acele, aducă acele satisfacții sufletești, pentru că e ceva acolo în noi, gândul acela al veșniciei, cum spune Solomon, că și el a încercat fel și fel de lucruri. Când scrie el cartea asta, Eclesiastul, practic ea e o confesiune a unui om, a unui suflet, dacă vreți, care eșuează rând pe rând în toate căutările lui. Și câte n-a căutat el? A căutat satisfacție în materialism? A căutat satisfacție în bogăție? A căutat satisfacție în funcție? A căutat satisfacție, dacă vreți, în plăceri? Toți știm de Solomon cât i-a făcut, nu? Și până la urmă ajunge să spună acest om, o, deșertăciunea deșertăciunilor, nu? Totul este deșertăciune. Și acest om sublinează ceva în Eclesiastul 3:11. Și observați, el spune aici că Dumnezeu face orice lucru frumos. Eclesiastul 3:11. Da? La vremea lui. Și spune el, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și vreau să vă spun, dragii mei, că aceste lucruri s-au întâmplat de multe ori în viața unor personalități marcante. Citeam despre Albert Camus, acel mare scriitor francez care a primit premiul Nobel pentru literatură. Omul ăsta făcea parte din elita
ateilor, din clubul acela al ateilor din Paris. Și la un moment dat a putut fi văzut într-o biserică internațională din Paris, unde predica un slujitor american cu numele de Howard Mumma. Era un pastor evanghelic, un om care venea și vestea cuvântul lui Dumnezeu. Și la un moment dat, vedeți, când vine câte o personalitate din această marcantă, oamenii așa cu ochii spre el și, mă rog, la un moment dat a ajuns să discute cu pastorul acesta. Și printre lucrurile pe care, mă rog, îl întreabă pastorul, discută cu el și îl întreabă, totuși ce v-a determinat să veniți aici la biserică? Și auziți ce spune el la un moment dat: Mumma, eu sunt un căutător, titlurile, funcțiile, tot ce am adunat nu mă satisface, este ceva în mine care tânjește după Dumnezeu. Și țineți cont că el venea, originele lui erau în Algeria. Și omul ăsta, vedeți, a ajuns să-și dea seama că are nevoie de cineva care să poată să intre acolo în adâncul ființei lui, să-i aducă satisfacție. Și spunea el, numai Dumnezeu poate face asta. Și la un moment dat chiar a cerut acestui pastor să-l boteze. Vrea să încheie un legământ cu Dumnezeu. Ei, ceea ce vreau să înțelegem în dimineața asta, că problemele noastre de natură spirituală, sufletească, ele nu pot fi satisfăcute decât unul singur, și acesta este Dumnezeu. Mărit să fie El. Ce bine e când El este păstorul nostru. Păi, în al doilea rând, un al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm, este că atunci când Domnul e păstorul nostru, ne îndrumă pe drumul cel drept. Observați, aici spune cuvântul Scripturii în versetul 3, ultima parte: și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Vedeți, aici în lumea asta fiecare om are o cale, are drumul. Biblia spune, multe căi se par bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Observați câte cărări nu-și aleg oamenii, pe câte drumuri nu vor să meargă. Direcția, știți cât e de importantă direcția în viața unui om? Observați că unul din lucrurile pe care le vedem la oamenii din vremea lui Noe este că și-au pierdut direcția. Și observați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12 din Geneza 6. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Căci orice făptură stricase calea pe pământ. Observați, direcția, stricase. Dacă întreb pe mulți oameni pe ce cale te duci, câte căi nu sunt. Pe calea aceasta pe care merg oamenii a răutății, căile acestea ale nelegiuirii, căi pe care le aleg oamenii și se duc pe el. Dar observați dumneavoastră, când cineva are pe Iisus ca păstor, el nu poate să meargă oriunde și oricum, ci Dumnezeu îl povățuiește să meargă pe cărări drepte. Unii zic, oameni, dar voi de ce nu vă duceți acum? Dar voi de ce nu faceți cu tare lucru? Dar voi de ce nu mergeți prin baruri? Dar voi de ce nu mergeți prin discoteci? Dar voi de ce nu participați la tot felul de chefuri și așa mai departe? Dar uitați-vă, Biblia spune în 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 2 în jos. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne arată într-un mod foarte clar, zice, în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beție, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduit. Și acum auziți, de aceea ei se miră că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrău și vă bat jocoresc. Observa, ei se mir. Dar eu tare mă bucur când oamenii se mir. Dar știți când mă întristez? Când aud pe câte zice, pocăit-o fă pe la nuntă, pocăit-o fă la discotecă,
Pocăitul a fost la chefuri. Pocăitul a fost acolo. Pocăitul nu a fost. Mă gândesc eu că păcălitul a fost, dar pocăitul niciun caz. Pentru că, observați dumneavoastră, Biblia spune clar, El ne povățuiește pe cărări drepte și niciodată Iisus nu te va povățui să te duci pe cărările astea lăturalnice, ci te va ajuta întotdeauna să mergi pe cărările acestea ale adevărului, ale neprihănirii, astea sunt cărări drepte, calea păcii, calea neprihănirii, calea credinței, calea adevărului, toate astea cum sunt menționate în Biblie. Și eu mă rog ca Domnul Iisus să fie păstorul nostru al tuturor și să ne povățuiască pe cărări drepte. Unii zic, dar tu cum de nu te duci? Dar tu cum de n-ai mers acolo? Nu? Țin minte când eram elev la liceu, la Baia Mare, în internat, jos, era așa, în hol, un hol mare, era discotecă. Și mi-a adus cineva de la mine, de acolo, un pachet, mi l-a trimis mama, și, na, era ruscovian de-al meu. Și noi l-a văzut cum se spengoiau ăștia, na, și el mă întreabă, dar tu cum nu te duci? Dar el era și el copil de pocăiți, că lui îi plăceau astea. Păi, băi, nu mă duc, că nu mă duc. Și n-am fost niciodată. Dar nu că, zic eu, eram cel mai bun dintre toți sau ce, nu? Dar am simțit eu așa, nu lăs, mă lăsa ceva din mine să mă duc. Eu mă gândeam, cum să mă eu acolo? Să mă zbengui, să dansez, nu, tata să roagă, are vedenie, are lucrări și eu mă zbengui acolo, nu? Deci sunt lucruri pe care, vedeți dumneavoastră, când te povățuiește Domnul, Iisus păstorul, El nu te lasă să te duci pe drumuri din astea. El te învață să mergi pe cărări drepte. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Al treilea lucru. Observați aici, când Domnul e păstorul nostru, ce face Domnul Iisus? Da? Păstorul nostru în viața noastră, în al treilea rând, ne însoțește pe calea vieții. Observați? Al treilea lucru. Ne însoțește pe calea vieții. Versetul 4 spune, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și noiaua ta mă mângâie, observați? Ei, sunt momente extreme în viață, situații deosebite cu care ne confruntă. Greutățile vieții, nu? Și cel mai greu lucru este valea umbrei morții. Când simte cineva fiorii morții acolo, poți să-ți dai seama, acolo și cele mai mari examene, nu? Sunt examenele vieții. Uitați-vă, unii au fost foarte interesați de cum mor unii oameni. Și eu am o carte, Ultimele Cuvinte ale unor oameni, personalități. Și, mă rog, când am mai avut vreme, m-am uitat prin el. Am mai citit și în alte cărți, Ultimele Cuvinte ale unor astfel de oameni, când erau acolo prin valea umbrei morți. Oamenii care l-au pe Dumnezeu, îs de un fel, iar oamenii care sunt fără Dumnezeu, să lăsați versetul acela, să privească, frați, îs cuprinși de teamă, frică, nu știu ce să fac. Dar vreau să vă spun, oamenii lui Dumnezeu, aceștia au fost așa de liberi, așa, în viața lor se putea vedea că, într-adevăr, ei l-au pe Dumnezeu cu ei și nu le frică de moarte, nu le frică absolut de nimic, până și în astfel de situații Dumnezeu era cu ei. Mi-au aminte când murea acel mare împărat roman, Traian, toți ați auzit de el. Faimos împărat. Pe vremea lui, Imperiul Roman s-a extins cel mai mult. A cunoscut o extindere deosebită. A ajuns până aici, a cucerit teritoriile unde locuim, nu? Unde e țara asta, România, da? Se pare că până aici n-a ajuns, de aia ziceau că-ți dace liber. Da, a cuprins mult, da? Ei, omul ăsta care și-a permis în viață să trăiască cum a dorit el. Și-a avut niște vicii, nu are rost să discut, nu? Poate că și el ținea steagul ăsta pe care îl vedeți voi în multe culori, da? Dar a făcut multe, n-are rost să mai spun eu de astea.
Omul ăsta care, mă rog, era și crud, a dezlănțuit o prigoană împotriva creștinilor, a murit Ignație, unul din cei mai mari slujitori în anul 110. Era sfârșiat de fiarele sălbatice, episcopul Antiohie, un slujitor vrednic. Vă dați seama că nu era mult timp, au trecut doar câteva zeci de ani, acolo era Pavel, Barnaba și mulți alții, și el a fost acolo. Ei, dar când era pe patul morții acest Traian, spun biografii, că a zis, o, ochii mei, voi nu veți mai putea privi aceste priveliști deosebite. Și avea la ce să se uite, cât eu fiu adunat. Apoi a pus mâna pe capul lui și a zis, o, capul meu, tu nu vei mai purta această coroană de împărat. Și ce mândru era el când ieșea în fața legiunilor și tot striga, și ave Cizar, trăiască Cezarul, și așa mai departe, nu? Frumos, cum era Nicolae nostru, trăiască Ceaușescu. Și tu nu știa că de multe ori erau boxele alea și, mă rog, sunau tare să audă el. Nu? Da, asta era. Și aplauze, că așa sunt oamenii. Însă auziți, biografia a mai surprins ceva. La un moment dat, omul ăsta puternic, mândru, falnic, nu? A zis, ah, sufletul meu, îngrozit, și în limba română se acolo trei puncte, face o pauză și scrie, acolo așa, ce va fi cu tine? Asta era marea lui problemă. Ce va fi cu tine? Observați? Atâția alți oameni aș putea să vă spun despre Richelieu, ăsta era personalitate religioasă, cardinal al Franței, și stătea pe patul morții și în momentele acelea, cuprins de frica asta morții, acest om strigă, o suflete, ce va fi cu tine? Astea erau ultimele lui cuvinte, nu la ce au folosit. Că a fost mare, că a avut influență în politică, a avut o bibliotecă mare, zice că a avut castelul lui, bibliotecă de 20.000 de volume, totul era lui. Și ultimele cuvinte a fost, o suflete, ce va fi cu tine? Dar uitați-vă ce spune Pavel, omul lui Dumnezeu, în fața morții, el spune în 2 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 6, clipa plecării, eu sunt gata să fiu turnat ca jertfă de băutură și clipa plecării mele e aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa neprienirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. De ce înseamnă să poți să-L ai pe Iisus, să fie El cel care să te însoțească pe cale și chiar când vine moartea, să poți să spui ca Pavel, mă așteaptă cununa neprienirii. Sau cum îmi place mie, chiar acum am făcut noi aici un pic de ordine, am dat de o carte Rugul în flăcări și m-am uitat așa puțin peste ea, dar n-am citit asta, dar mi-am adus aminte de Moody. E viața acestui mare predicator Moody. Era pe patul morții, înconjurat de copiii lui, avea doi fii și o fiică și el le spunea ce vede omul care l-a slujit pe Dumnezeu, dar la un moment dat a închis ochii, gata, și a plecat tata și fiica lui a scos așa un strigăt puternic și pentru ultima oară Moody deschide ochii și deschide și gura și zice așa, nu mă scutur de viață, rămân cât pot, dar dacă trebuie să plec, sunt gata. Acestea erau cuvintele acestui om. Faceți diferență. Vedeți ce înseamnă să-L ai pe Iisus ca păstor? Auzi, El te însoțește pe calea vieții, în cele mai grele momente, în cele mai grele situații. Chiar dacă, poate câteodată trebuie și toiagul și nu iau, cum spune acolo, nu? Spune, mă mângâie. Adică te direcționează să poți să mergi, să mergi bine, să nu deraiezi. Și Doamne, rămâi Tu păstorul nostru, dacă l-aveți, mulțumiți, dacă nu l-aveți, primiți-l, începeți anul 2024 cu el, amin. Și în al patrulea rând, pe scurt, ce face păstorul? Ne dă garanții deosebite, auziți, ne dă garanții deosebite, spune așa, aici,
Tu mă întinzi mața în fața protivnicilor mei, adică paharul meu e plin de, chiar dacă paharul e plin de peste el, oferă biruință. Te ajută, chiar dacă poate de multe ori trebuie să ai situații deosebite, dar el spune că îți va da biruință. Biblia spune, noi suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit. Apoi, observați versetul 6, spune, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Câți or fi spus azi noapte, an nou fericit? Fericire! Noroc, nu? Dar cât? Fericirea adevărată nu e așa cum gândesc oamenii, știi, cu un pahar de șampanie în mână și fericire și noroc. Nu, nu, nu. Fericirea se vede în viața asta de zi cu zi. Acea stare de mulțumire sufletească, acea pace, acea liniște. Uitați-vă fericirea cum e descris în Psalmul 4 de la versetul 6 în jos. Mulți zic, cine-mi va arăta fericirea și în ghilimele, adică preia ceva David din viața oamenilor de vremea aceea. Și el zice, fă să răsară lumina feței tale, Doamne, peste noi. Și apoi, observați, zice, tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Observați că nu depinde fericirea de lucruri materiale. Zice, dacă n-am mașină din aia, dacă n-am casă așa, dacă nu-i cu tare, dacă n-am Rolex pe mână, dacă n-am costumul ăla, știu eu. Nu, 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 auzi, tu de aia. Dar versetul 8 spune așa. Eu mă culc și adorm în pace. Căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea noastră. Nu un pum de somnifere. Nu zvârcolit acolo, că zice, măi, dacă află nevastă ce am făcut, dacă află soțul, dacă, oh, dacă mă prinde anaful, dacă mă prinde el așa, să dă și nu doarme, că au făcut nu știu câte. Nu, nu, nu! Auzi. El ăla are pe Iisus și auzi, zice, mă, cu... Și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plin în locuința mea. Nu asta e fericirea, restul e poveste. Că poți spune tu nu știu cât. De aceea eu mă rog lui Dumnezeu ca să ne ajute să-L avem pe El, pe Iisus, ca păstorul nostru. Amin. Ce face păstorul? Ați observat, în primul rând am zis, ne oferă tot ce are nevoie sufletul nostru. În al doilea rând ne îndrumă pe drumul cel drept. În al treilea rând ne însoțește pe calea vieții. Și în al patrulea rând ne dă garanții deosebite. Mărit să fie El. Amin.